Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod nebun cu Benfica! Bine v-am regăsit și desigur perioada de transferuri, cea mai frumoasă perioadă din an, nu? Bun, cum ziceam în episodul anterior, vreau astăzi să îmi consolidez, să-mi fac o apărare mai bună. Și deja am câțiva jucători așa în plan, în minte să-i cumpăr, de-abia aștept. Dar desigur, înainte de toate, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea acordată și în episodul trecut și desigur, nu uitați de acel buton de like. Mulțam. Bun, hai să vedem. Deci, am zis că vreau să fac prima oară apărătorul și după aceea să rezolvăm cu portarul. Foarte bine e că l-am luat pe Cancelo, zic eu că este un transfer perfect și ne va ajuta foarte mult pe viitor. Bun, acum desigur vorbim despre ăsta, fundaș. Avem nevoie de un apărător bun, un apărător hardcore, să zic așa, și desigur nici să nu ne prea rupă prea tare la buget. Am aici câțiva jucători în plan, să zic așa. Chiar, hai că nici nu m-am uitat la bugetul nostru. Cum să zic că am uitat? Da, bugetul nostru este puțin mai micuț. 38 de milioane. Da, trebuie să gândim asta, vezi? 30 de milioane, să zic, până în 20 și ceva de milioane să fie apărătorul, cât să ne mai rămână niște bănuți, poate de un portar, poate de un mijlocaș, dar cred că portarul acolo, depinde. Ok, deci hai să vedem. Hai să vedem despre ce este vorba pe aici și așa. Fran Corist între Jamie O'Mulvaghan, câte am înțeles, ăsta este un fundaș care poate vola foarte, foarte bine. L-am pus și pe Wallace, nu mă așteptam, dar ci că ăsta are potențial de 84 spre 85, gen am stat ceva de genul serios. Mă gândeam și la, normal, la acest băiat de light, că l-am avut și la Bayern, dar desigur era rezervă la Bayern, mă gândeam să-l fac titular aici, dar zice că recently joined, deci de-abia ce s-a alăturat și nu va pleca. Și, desigur, jucătorul care chiar mi-era în plan este, desigur, Davinson Sanchez, dar zice că este prea important pentru echipă și echipa nu-l va vinde. Și se vede asta și de aici. Da. Din păcate, echipa, ci că nu prea are mulți jucători pe acea poziție și de-aia nu îl vor vinde. E păcat, mi-ar fi plăcut de Davinson Sanchez, evoluează foarte bine și ar fi fost cea mai fresh, ar fi fost un apărător chiar șmecher, care să ne ajute să poate să ajungem într-o poziție de-asta de Champions League, cine știe. Bun, o altă idee ar fi Mark Bartra, care, ia uite, are viteză, are positioning, are interception și zic eu că este chiar la un preț destul de ok, adică l-aș putea obține pe la de 20 și ceva de milioane. Ok, Bartra este primul pe listă, care mi se pare așa mai interesant. N-ar fi rău nici Nacho, hei, e spaniol, joacă lb, rb și cb, deci practic mi-aș asigura mai multe poziții cu Nacho, n-ar fi rău. Ok, trecem mai departe, cine ar mai fi? Abdenur, ăsta nu prea are el viteză așa excesivă să zic, dar hei, la buget ar fi fost bun. Skriniar iarăși era bun, dar na, de-abia ce s-a alăturat celor de la Inter. Bun, un pic mor de ciud aici, știi că fix pe care vreau să-i cumpăr, nu pot să-i cumpăr, că de-abia au știri să rejoined. Ok. Hai să ne concentrăm aici, să vedem exact. Jimenez, ăsta urcă pe la un 30 și ceva de milioane. Bă, Manu, las cât e? A, 30 și... Acerbi, înalt, izdravăn, are stats-uri, slide tackle 85, standing tackle 86, wow, hey, n-ar fi rău, stamina cât are? A, 69, stamina este o mică problemă la el, Koscielny 28 de milioane, Bun, deci, hai să vedem. Ar fi Acerbi, nu prea îmi place că n-are stamina, dar ăsta are niște statistici ceva uimitor de... știi, gen, hei, bine, hei, salut, știi? Hai să negociem. Hai să vedem atunci de Nacho. Mi se pare interesantă ideea cu Nacho, că îmi securizez mai multe poziții, dar și Bartra n-ar fi rău, mai ales că e un picuț mai rapid ca Nacho. Hai să negociem cu Bartra. Hai să vedem așa, îi luăm pe fiecare la rând, să zic. Bun, Bartra.
Este. Player swap. Ce mai am eu? Apărători? Ah, nu. Fullbacks. Nope. Goalkeeper. Ah, ce ziceți de Paul Lopez ăsta? Vreau să mă scap de el. A center back. Aici n-am decât doi. Na. Păi de asta și vreau să-mi cumpăr un center back. Știi că nu am. Bun. Vă ofer pe el 20 de milioane. Mi se pare 22. Hei. Nu-i rău. Nu-i rău. 20. Eu iară, 20. Ia, vă mai dau încă 20.000 de euro în plus. 500.000, măi! Frate! Păi bate-mi palma! Serios? Așa preț bun îmi face Dortmund. Vezi? Am relații la Dortmund. Am conexiune. Am un prieten care știe un prieten, știi? Și mi-au făcut acest preț. Frate, dar e cam greu de refuzat acest preț. Pe bune. Shit. Ok, sau l-aș putea lași pe Wallace. Dar Wallace e ok. Are vola. Dar, frate, uite-te la în rest. La pase, la volei, la finishing, la dribbling. Bă, omul ăsta e petardă. Deci știe să apere și atât. Și, na, ca așa aproape numai în ziua de astăzi, știi, mai trebuie să mai faci o schemă, să mai ții de minge într-un anumit fel, să știi cum zic... N-ar fi rău nici Rakitski ăsta. Ah. Ok, deci ziceam așa, am făcut ofertă la ceea ce este beton. Unde ești Nacho? Nacho, este Nacho, dacă... nu-i plătesc eu clauza. Ok, dacă Nacho pică pe undeva în 20 și ceva, aproape la fel ca și al nostru, băiatul nostru, atunci s-ar putea să facem o treabă. Am iară center back. Ok. Hai să vă ofer 19. Începem cu 19 milioane și creștem. 24, dar și 10% în viitorul transfer nou. 20? 26. Așa mult îi conta la Zidane acel 10% în viitorul transfer. Ok, 20. Au nevoie de puțin timp să se gândească. Nu mă așteptam. Mă așteptam să-mi zică, bă, ieși afară. Dar, ok. Hai, stai să nu avansez foarte mult. Ia, l-am vândut! O să ne trească și mijlocaș acum. Fez, sârbul ăsta, l-am vândut la Chelsea. Wow. Nu-i rău. Mă bucur că l-am vândut. Zic eu că am scos... Am scos chiar ok, ca și bani, știi? Pe el. Ok, hai să vedem. 22 de bulioane, ce zici, Zidane? 24. Hei, 23, 300. 24. Am un parcă și vă pe copilul ăla care să zică: "Bă, dar nu mai te zgârci atât." Frate, ți-am zis, vezi? Gândește. Și uite ce frumos. Bun. Acum sunt între Ciocan și Nicofale. De ce am făcut asta? Îl luăm pe Nacho sau îl luăm pe Bartra? Mai tânăr cu un an Bartra. Fernandez, Nacho, mai mult ca sigur va vrea 140.000 salariu, pe când Bartra vrea numai 60.000 sau să zic 70.000. Greu. Hai să mai facem o comparație atunci. Vreau să mai fac o comparație între cei doi. Schimbăm aici așa. Mi-intrăm la transferiți. Vreau să fac o comparație, nu vreau să mă grăbesc. Vreau să fie așa cum trebuie. Opa. Hey, așa. Deci, accelerație, clar câștigă Bartra, 78 la 72. Stamina, foarte important, 79. 66, hopa, la stamina nu m-am uitat. Bartra, hopa, ce faci, bă, băiatul? 82, 83. 82, 84. Îl luăm pe Nacho că joacă și LB, și RB, și KB și are mai mult stamina și e un nume în lumea fotbalului, știi? Deci, practic, cumpăr unul care îi mai așa, ce drept salarul ăla mă cam sâcă. Ce release clause, dar nu. Asta că știu eu ce fac cu tine, să facem mulți bani, băiatul.
Ok, hai că luăm pe Călin Naciu. Hai să vedem așa, wage 140, cât ai la Real, sper să accepti. Și la semnătură 1.415. Hei, am reușit să iau din salariu 5.000 de euro. Hei, beton. Bun, al doilea transfer s-a făcut. Îl avem pe Nacho. Nacho, fraților, l-am luat pe Nacho. E un transfer mai... cum să spun frumos? Mai diferit. Îl avem pe Nacho. Un jucător, că zic eu, foarte ok. Mie îmi place de el și în realitate îmi place așa cum joacă și tot. Îmi place... Ideea asta că joacă și LB, și RB, și KB, știi, este un jucător, dacă să zic că vom avansa în bani și vom avea mulți bani și vom face treabă, știi, asta o să fie cea mai bună rezervă, în sensul în care o să joace și poate să fie rezervă și pe RB, și pe LB, și pe KB, știi, deci este, cum să zic, the ultimate rezervă. Așa puțin cu romgleza asta, așa. Hai că îl pun pe băiatul ăsta aici, că știu că evoluează. Clai, că o să trească să văd ce și cum. Cristame Horta. Ia mă ăsta Horta, cum e? Hei, n-are stats-uri rele, dar numai aici când ajungi la skill-uri. Depinde. Ia să dăm Samaris. Eu sper să-l vând pe Samaris, că e încet, e numai. E slow as fuck. Așa-l punem acolo. Sau l-aș putea pune pe Filip Augusto, că ăsta am înțeles că evoluează, dar mai are de evoluat. Mai are. Asta nu joacă ca și CM, că n-ar fi rău. N-ar fi, ui ce stats-uri are. Ei, parcă l-aș juca pe ăsta, pe Silviu, un pic pe KM. Că de obicei un RM e gen aici, știi? Un RM, în jur de. Și pe, de acolo până aici, nu mi se pare așa mult. Hai că aș putea să încerc. Ok. Bun, avem o rezervă care va fi dintr-o dată titulară imediat de atacant, Martinez. Bun, e bine. Avem un apărător, zic eu, bun, care sper să ne... măcar Europa League. Cancelo, Grimaldo. Îl păstrăm pe Lopez, dar nu știu pentru cât timp, dar pe moment este ok Lopez. Ani, toate cele este ok. Varela în poarta asta încă să fie discutabil dacă ne cumpărăm un alt portar sau rămânem cu el, poate continuăm să evoluăm, n-ar fi rău. Sau oricum ne trebuie rezervă de portar, știi? Deci rezervă de portar clar ne trebuie. Nu ne-ar strica, mă rog, clai ca să văd cum evoluează băiatul ăsta care are 19 ani croat. Nu prea are viteza, aia nu prea îmi place. Totul depinde, aș zice eu, și de ce vom mai vinde, că poate mai luăm un mijlocaș, poate mai luăm acolo în apărare, dar totul depinde de și de vânzările noastre. Acum, cum l-am văzut pe sârbul ăla, ne-au mai venit niște bani aici care ne vor ajuta să cumpărăm, zic eu, un jucător șmecher. Nu-i rău, avem bănuți. Hai să ne mai uităm încă o dată pe transfer, să vedeți și voi shortlist-ul. A portar. Ce aș putea lua ca și portar care să fie și ok? Aș putea lua direct titular pe Alisson, frate, mamă, cum ar fi să le iau pe Alisson titular. Dar, practic, aici în joc încă nu este ca și în realitate, știi? Cred că în FIFA 19 o să-i dea ăștia un potențial la Alisson. Cum o să fie Alisson în FIFA 19, frate? Damn! Doamne, cum o să fie! Bun, Paul Lopez, ar fi pe la 10 milioane, asta e foarte ok, mă, 10 milioane și ție unul care volează sau Stracoșa, frate, mai țineți minte că în modul cu Wolverhampton, ce bine a putut să evolueze Stracoșa sau pe Kepa, frate, sau Kepa, uai, cum ar fi și Kepa, cum ar fi și Kepa la noi la echipă, ar fi un keeper, știi? Ok. Lăsând glumele, ia să vedem aici ce-ar mai avea CDM Neves. De-abia și s-a alăturat la Wolverhampton. Carvalho nu. L-o da loan pe Martins. Mi-ar fi plăcut să le iau pe Martins, dar l-am pe la Zivkovic sau Ziv... ce... fuck! L-am pe ăla acolo, o să joace bine. Ok. Lordul Zeu Tănas l-am pus pe shortlist, așa să ne aducă noroc. În rest, ce ar mai... Musonda, frate, wow, cum ar fi băiatul ăsta.
Da. Ok. Acum să văd de transferuri, să văd de transferuri ce să mai vând. Vreau să mai vând câțiva jucători. Nu vreau să mă grăbesc acum. Știi că poate mai vând un jucător și pe 8 milioane de euro, știi, ne mai vin niște bănuți și bănuții aia vor face poate o diferență la un transfer, știi? Să nu mă grăbesc să dau pe Xulescu bani și după aceea, știi, ia mă l-am vândut pe ăla, ia acum aș putea să-l iau pe ălălalt, știi? Dar nici... asta n-am vrut să văd. Tarabt, transfers broke down. Mă gândeam, oare nu va comenta? Looking forward to contract negotiations. Ah, cu Bartra. Da, na, Bartra, sorry, mate. Sorry, cum zică britanicii. Sorry, mate. Dar se pare că nu. Rafa, frate, Rafa, asta are viteză. E bun. Să-l vând, să nu-l vând, să-l vând, să nu-l vând. 24 de ani. Hai să mă uit odată la statisticile lui Rafa. Rafa. Da. Oh, 91 accelerație. Doamne. Dar are 64 stamina și 37 strength. Omul ăsta numai viteză are. N-are strength. Asta înseamnă că dacă se întâlnește cu orice apărător mai solid, pică pe jos. Frate, hai să negociem cu Rafa. Hai să vedem de Rafa. Opa. Aici. Așa. Negotiate. Hai să negociem cu Rafa, să vedem dacă scot cea bani ca lumea pe el. Mă rog, nu prea vreau să-l vând, dar stau deschis unor oferte mari. 28 de milioane din start! Wow, 28 de milioane din start? Cât dracu valora jucătorul ăsta, mă? Are release clause de 30 de milioane. Îl dau cu 28 de milioane. Frate, tu știi ce jucător pot să iau eu de 28 de milioane de euro? Puuu! Gata. Beton. Nu cre... asta e la vechi. A, crezut că iarăși a venit ofertă pentru Rafa. A, da, negotiations over. A testat Bartra acolo. Mă duc la Benfica! Și, da, Nacho, ce să-i faci? Vine loan pentru Rafa. De ce l-aș da, mă, pe Rafa loan cât timp vine Crystal Palace și îmi dă 28 de milioane de euro? Hai, mă, frate, vă, du-te, bă, și bate scoasa, cum s-ar zice. Nici gând. Mă, da, meciuri. Acolo vine un meci slăban. Ok, l-am văzut pe Rafa, 28 de milioane de euro. Știi? Talisca, din nou ofertă pentru Talisca, reject. Nu-l vând pe Talisca, nici gând. Ok, da, l-am mai văzut pe un om, ce revie ăsta, mă, totuși ăsta are 91 accelerație, dar și ăsta e așa, are numai viteză și dribbling, știi? Mi-ar trebui unul mai, nu știu, oare ar fi bun ăla să mai stau cu băiatul ăla, să mai avem încredere în el, știi cum e Duma? 72 ăsta, ce m-ar fi ăla, ok. Samares, hai că-l pun pe băiatul ăsta nostru. Ok, bun. Pizzi ăsta, frate, uite ce stats-uri faine are Pizzi. Super, Talisca acolo, Jimenez pe moment titular. Îl avem pe Zivkovic acolo, rămâs, l-aș putea pune aici. Ok. Da, să vedem în episodul viitor, fie luăm un portar. Și mă gândesc eu la un mijlocaș. Un mijlocaș. Chiar dacă am aici și l-am pe băiatul ăsta care ar trebui să evolueze, dar parcă nu-mi inspiră încredere, știi? Și Salvio nu știu cât de bine se va adapta pe CM. Ar trebui să se adapteze, dar nu știu cât de bine. Respectiv, CB de rezervă, nu știu dacă să stăm cu ăsta, că dacă se rupe, știi? Dacă se rupe Nacho, dacă se rupe Lopez... Eu trebuie să joc atunci cu Caleica asta, Leica, cum i-aș zice eu, care n-are viteză, dar, pui mei, știi, e tânăr, ar trebui să evolueze. Decizii, nu? Chiar, asta să fie întrebarea pentru acest episod. Ce ziceți? Un CB de rezervă? Sau ce să facem? Sau portar? Că totuși, ia, că evoluează Varela. Ușor, ușor ajunge unde trebuie. Decizii, a?
Ok, hai, cred că oricum un mijlocaș nu ne strică, niciodată nu strică să ai mijlocaș și cred că am un jucător în aici sus care zic eu că ar fi foarte funny și fine să-l aduc la Benfica. Cred că unii știți despre cine vorbesc, dar asta veți afla de-abia în episodul viitor. Uitați-vă frumos de like și subscribe. Hai să ajutăm să crească channel-ul ăsta cât mai mult. Desigur ne auzim pe data viitoare, numai bine. Bye, bye!